ordinea de zi avem două proiecte. Unu, aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici din proiectul modernizarea drumurilor de interes local DC109A și DC109B și drumuri locale, localitatea Teiuș, Comuna Părava, județul Bacău. Inițiator domnul Costel Dedu, primar. Și proiectul 2, aprobarea execuției bugetare pe trimestrul 1 al anului 2018, inițiator domnul primar. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Adică, supunem la vot ordinea de zi. Cine de acord? Unanimitate? Da, da. Procesul de toate la... Imediat. Da, cuvânt. Domnul, vă rog. Procesul verbal, nu, înainte de asta, supunem la vot, exact ca și în ședința următoare, pe fracțiunile politice, ședința anterioară, nu? 3 minute pentru fiecare formațiune politică și grup de parlamentar, nu, consilier. Deci avem fiecare de 3 minute, supunem la vot dacă sunteți de acord de fiecare senator. Nu, de fiecare consilier. I-am o propunere. Da. Nu mai propune la fiecare ședință. Deci aia am înțeles. Am votat votul și rămâne. Propunem în continuare, poate. Că nu. Următorul. Am luat și valabilă de acord. Am luat și valabilă. Deci sunteți de acord? Da. Să punem la vot aceeași propunere ca ședința anterioară. Fiecare grup de partid câte 3 minute de fiecare consilier câte 3 minute. Fiecare grup. Nu. Fiecare consilier câte 3 minute. Așa. 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 Să punem la vot. Să punem la vot care e pentru. Bun. Dăm cuvântul doamnei secretare, procesul verbal al ședinței anterioare. Deci, procesul verbal al ședinței din 2005-2018, care a avut un singur proiect de hotărâre pe ordinea de zi, era vorba de aprobare de rectificare bugetară, cu inițiator domnul primar. Ordinea de zi a fost supusă la vot și aprobată în unanimitate. A fost aprobat procesul verbal al ședinței anterioare din data de 15 a 5-a 2019, cu unanimitate de voturi. Domnul primar avea citire proiectului de hotărâre și anexelor, care a fost aprobată cu unanimitate. A fost invitată domnișoara contabilă Jitara Iuliana, care a dat explicații cu privire la destinația sumelor de bani prevăzute în rectificarea bugetară. S-au purtat discuții cu privire la modul în care se va face recepția camerelor de supraveghere din comună. Domnii consilieri locali Bucă, Ovidiu, Manea, Mihai și Ciubotaru Constantin, și a manifestat dorința de a participa la recepția acestora. Domnul primar a răspuns că vor avea statutul de invitație în momentul recepției și că va emite o dispoziție în acest sens. Domnul președinte de ședință a mulțumit pentru prezență și a declarat ședința închisă. Aveți? Cu privire la banii aceia care au venit din sume de care s-au recuperat, da? De la, pentru amendă și i-am distribuit. Mi-ați promis, domnule primar, că mi-ați zis și nouă. Acest va fi a discutat. Nu, aici e vorba de procesul verbal. Este doar procesul verbal. Ce s-a discutat, am consemnat. Mai aveți obiecții la modul cum am consemnat ce s-a discutat, care a trecut, asta vă vrem. Pune-i la vot. Cine e pentru? Acest punct pe care m-ați clarificat, nu îi răspund acum. Întâi supunem la vot. După aia, întâi supunem la vot procesul verbal la ședinței anterioare, iar după aia discutăm. Există o ordine a discuției, nu? Supunem la vot procesul verbal la ședinței. Cine este pentru? Împotrivă? S-a ținut cineva? Unanimitate. Dăm cuvântul domnului primar să trecem la primul punct, la expunerea de motive privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economice la proiectul de modernizare a drumurilor comunale. Vă mulțumesc, domnul președinte. Expunerea de motive la privind aprobarea indicatorilor economice aferente obiectivului de investiții, modernizare drumului de interes local DC109A, DC109B și drumul local de localizare de Comuna Părava, județul Bacău. Primarul Comunei Părava, județul Bacău, având în vedere contractul încheiat cu Medera
Direcția Generală de Dezvoltare Regională și Infrastructură, numărul 429 din 29.08.2016, privind finanțarea obiectivului de investiții în modernizare drumul de interes local DC109A, DC109B și drumul local Comuna Parava, Județul Bacău, prin ordinul Ministrului Dezvoltării, numărul 633 din 2016, privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțare PNDD pentru județul Bacău în perioada 2016-2019, survenită ca urmare a solicitării de includere în Programul Național de Dezvoltare Locală pentru subprogramul Modernizarea Satului Românesc, domeniul specific construire, modernizare, reabilitare drumurilor publice, conform articolului 5 litera I din ordinul numărul 1851 din 2013, obiectivului de investiții, modernizare drumul de interes local DC109A, DC109B și drumul local cu Comuna Parava, Județul Bacău, comunicat în Ministerul Dezvoltării cu adresa numărul 186 din 1801-2016 și luând în considerare adresa Ministerului Dezvoltării numărul 28.048 din 15.03.2018, prin care ni se solicită actualizarea indicatorilor tehnice economice, prezentând noua valoare a investiției compusă din valoarea serviciilor servicii lucrări executate de contate sau nedecontate până la 31.12.2017 și valoarea ales de executat la obiectivul de investiție, modernizare drumul de interes local DC109A și DC109B și drumul local cu Comuna Parava, Județul Bacău. Raportul compartimentului de achiziții publice din cadrul primăriei Comunei Parava. Și în temeiul articolului 45 aliniat 1, Legea Administrației Publice Locale, numărul 215 din 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, propun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici din proiectul modernizare drumului de interes local DC109A, DC109B și drumul local de localitate de Iuși, Comuna Parava, Județul Bacău. Față de cele prezentate, rog analiza și aprobarea unei hotărâri. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici din proiectul modernizare drumul de interes local DC109A, DC109B și drumul local localitate de Iuși, Comuna Parava, Județul Bacău. Consiliul local al Comunei Parava, Județul Bacău, având în vedere avizul favorabil al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local, raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Parava, Județul Bacău, privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici din proiectul modernizare de drumul de interes local DC109A, DC109B și drumul local localitate de Iuși, Comuna Parava, Județul Bacău. Expunerea de motive asumate Comunei Parava. Privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici din modernizare drum de interes local DC109A, DC109B și drumul local localizat de Iuși, Comuna Parava, Județul Bacău, raportul compartimentului achiziții publice, legea numărul 227 din 2015 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, ordinul Ministrului Dezvoltării numărul 633 din 2016 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțare PNDL pentru județul Bacău pe perioada 2016-2019, luând în considerare prevederile hotărârii Guvernului numărul 28 din 2008 privind aprobarea conținutului cadru a documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și structurii și metodologiei de elaborare a deviziunii generale pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții, prevede legii numărul 273 din 2006 privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare. Prevede articolul 36 anexul 6 litera a legea 215 2001 privind administrația publică locală republicată cu modificări și completări ulterioare. Și în temeiul articolului 45 anexul 1 legea administrației publice locale numărul 215 2001 republicată cu modificările și completările ulterioare hotărăște. Articolul 1. Se reactualizează indicatorii tehnico-economice aferenți obiectivului de investiții, modernizare drumul de interes local DC109A, DC109B și drumul local, localitatea de Iuși, Comuna Parava, Județul Bacău, conform anexei 1, care face parte integrată de prezenta hotărâre. Articolul 2. Contabilul primăriei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Articolul 3. Secretarul Comunii va comunica prezenta hotărârii persoanelor și autorităților interesante. Mă urmăriți? Pe anexă? Da. Da, știi, noi am avut, am discutat de așa, dar nu are rost mai greu. Deci, în urma procedurii de achiziții, s-au modificat cumva indicatorii tehnici. Nu sunt aceiași, doar indicatorii economici. Oferta au fost undeva la 85% din valoarea previzului general. Automat, cu valorile au scăzut și de asta trebuie inițiat acest proiect de hotărâre. Mă duc la Minister pentru decontare, îmi spune, da, dar mi-a dus și indicatorii economici reactualizați după procedura de achiziție. Alte nelămuri, dacă aveți. Pe ce la probleme? Am discutat.
Punem la vot proiectul de hotărâri. Cine este pentru? Cine împotrivă? Unanimitate? Da. Dăm drumul la punctul 2. Discutăm la diverse. Punctul 2, aprobarea execuției bugetare pentru Nestor. Deci discutăm exact ce s-a întâmplat. Nu, dar fungeți cu domnul primar, dați... Da. Este punerea de motive privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și de audiere. Primarul Comunii Parava de Tupacu, având în vedere, prevede secțiunii 4, articolul 49 din Aliantul 12, legea 273/2006, analizând raportul de lucrare contat de statul Iuliana din cadrul aparatului de specialitate din subordinea primarului Comunii Parava de Tupacu, în temei prevederea articolului 45, Aliantul 1, colaborat cu prevederea articolului 115, Aliantul 1, litera B din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată cu modificări și condiționări ulterioare, propun aprobarea proiectului de hotărâre prin aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli. Față de cele prezentate, rog să analizați bugetul local de venituri și cheltuieli al Comunei Parava și a bugetului activității finanțate din venituri proprii pe trimestrul 1 a anului 2018. Consiliul Local al Comunei Parava, județul Bacău, având în vedere, prevede secțiunii numărul 4, articolul 49, anexul 12, legea 273/2006, analizând expunerea motivelor primarului Comunii Parava, raportul domnișoarei contabile ștarului Iulian din cadrul aparatului de specialitate din spoarța primarului Comunii Parava, județul Bacău, avizul Comisiei pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunii, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Serviciu și Comerț, și în temeiul prevederii articolului 45 aliniatul 1, colaborat cu prevederea articolului 105 aliniatul 1 litera B din legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă execuția bugetară privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunii Parava și a bugetului activității finanțate din venituri proprii pe trimestrul 1 anul 2018, așa cum este prevăzut în anexa 1. Articolul 2. Anexa numărul 1 face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 3. Prin îndrumarea secretarului Comunii Parava de Bacău, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică și va fi comunicată. Instituțiile vechi din județul Bacău, în vederea verificării legalității, primarul Comunii Parava de Bacău, compartimentul de specialitate. Păi, am discutat cu ședința anterioară, dacă vreți să mai trec prin ea, modificări, nu suportate, aceeași execuție. Dați-mi voi înainte de a vota, pentru că după aia nu mai pot schimba nimic, să vă spun că nu putem schimba nimic din faptul că nu aprobați această execuție bugetară. E doar pur de a lua la cunoștință. Înțelegeți? Adică cheltuielile oricum s-au făcut, veniturile oricum au intrat, nu avem ce schimba la ea. În cel mai rău caz, dacă dumneavoastră considerați că, eu știu, cheltuielile au fost mult prea mari sau nu știu ce, puteți să dați un avertisment, domnul primar, o faceți un raport, o ceva, o adresă în care să spună, domnule, aveți grijă că nu suntem satisfăcuți de felul în care ați făcut dumneavoastră execuția bugetară. Dar această execuție bugetară trebuie, practic, votată spre a fi luată la cunoștință de către domniile voastre. Prin votul negativ nu puteți schimba nimic. Asta încerc să vă explic. Și acum puteți vota. Aici ar trebui să respund doar domnul Tribașa. Da, am promis că în ședința următoare o să vin cu dosarul de urmărire sau, mă rog, de cercetare din aspectul în ce privește... Nu are nicio legătură, deci nu are nicio treabă execuția bugetară cu... Vă fac execuția bugetară. Aici discutăm și ceea ce s-a cheltuit, ce am făcut și nu... Exact. E un bilanț contabil, într-o altă formă de numit. Și nimic altceva. Vă rog să vină. Aveți alte discuții? Spuneți, domnule. Da, deci, asta e, banii ăștia s-au cheltuit, erau prins în buget. Ce solicităm? Pe viitor, acei bani pentru amendă, domn primar a venit, au și fost recuperat o sumă, nu știu, 300 de mii sau 30 de mii au fost. Pe viitor, deci, banii pentru amendă să fie plătiți din recuperare. Nu sunt contabil de specialitate, am înțeles punctul de vedere al domnului Bucă. Din moment ce banii au fost prevăzuți pentru amendă, deci în bugetul inițial, mă refer, așa, oricum sunt plătiți.
Da? E ca și cum ne-ar intra în casă niște bani. Și noi la începutul anului am spus așa, 5 lei punem pentru a cumpăra, pentru a plăti lumina electrică. Între timp, un chiriaș vine și zice, îmi dă în continuare 5 lei ca să plătesc lumina electrică. Eu am prevăzut acei bani 5 lei, oricum plătesc lumina electrică. Deci cei care mi-a dat chiriașul 5 lei, plătesc altceva. Nu înțeleg de ce trebuie să facem jocuri din acestea, din mutări în cont, la cont. La momentul când am votat bugetul, așa, nu am avut, trebuie să mai spun, dar mai apărut o motivare de la mine, dar n-am avut toate datele. Dar banii sunt prevăzuți, asta încerc să vă spun. Ar fi schimbări, permutări, de aiurea dintr-un cont în altul. Asta încerc să iese muncă inutilă, că banii oricum intră în bugetul primului. A, vor să fie recuperați. Nu vor fi recuperați. Normal că vor fi recuperați. Că îi recuperăm, că nu îi recuperăm, amenda oricum va fi plătită. Doamne ajută, îi recuperăm, plătim alte daune, alte probleme, alte... Daune în ghilimele. Nu, să sperăm că nu vor fi alte daune, da? Așa. Deci asta vreau să spun. Nu vreau să complic munca colegilor mei. Inutil. Dacă ar fi avut o finalitate toate lucrurile astea, da, eram de acord, n-am nimic împotrivă. Dar în moment, repet, banii sunt prevăzuți, ei vin, îi folosim la alte cheltuieli. Oricum îi folosim. Tot pentru primărie, tot pentru comunitate. Important e că îi recuperăm. Eu asta zic că contează foarte mult. Și oricum se va vedea în execuția bugetară pe trimestru 2, pentru că din 3 în 3 luni vom intra cu execuție bugetară, așa spune legea, se va vedea suma recuperată și pe ce s-a cheltuit. Și oricum apare acest lucru în anexa hotărârii pentru de execuție bugetară. M-a recuperat, hotărâm tot noi cum se va cheltui, da, când va veni cu rectificare. Nu, eu primar spunea, băi, au fost luați de la drumul și băgăm tot la drumul, știi, într-un fel. Stabilim atunci. Deci în momentul în care vin noi, intrăm cu rectificare de buget și noi astăzi stabilim destinația banilor. Noi propunem, noi, domnul primar propune, dumneavoastră decideți. Da. Alte discuții? Eu vreau și eu să știu, anul trecut când s-a plătit din amendă, 2017 s-a plătit, nu știu să spun asta. Din asta 200.000, cât 200.000, cât s-a plătit pe 2017, s-a plătit sau nu? Recuperat sunt 30.000, cât am plătit în 200.000? Că tot am întrebat doamna contabilă, pe 2016 o plătit 1 miliard din... Păi tot noi am votat, și am aprobat câțiva la fiecare. Ați uitat că la fiecare... Domnul consilier, mai avea să știe cât am achitat noi în cursul anului 2017 din contravenția de la ANA. Iar acum aici apare că trebuie să dați acum, trebuie să dați 58, nu? V-a aprobat, eu v-a aprobat. Aia a fost dat. Au fost dat? Au fost dat. Aia a fost dat. În primestul întâi. Păi, dar ce s-a votat? Am mai avut un buget. Păi am avut un buget, dar acum să plătim rata asta. Următoarea rată, nu știu, dar aia e dată. Și văd acolo e plătit. E plătit de pe 3 luni, domnul. Dar de ce?
Dacă veniți, veniți să mă documentați, domnule, când veniți în ședință. De unde plătim? Apare aici. De la 51.000 din ăștia 57.000, am plătit un trimis cu 16.900. Deci 50.000 am mai votat de 10 ori până acum am stabilit că plătim amendarea. Păi 5.000 pentru amendarea asta, nu? Păi da, aici avem un nou trimis. Lunar. Că nu trimis vă trebuie să vă trebuie. Eu n-am învățat că nu era. Da, dar aici, la bunul și servicii, mai plătesc și cartușe la imprimante, și registre agricole, și registre... Cum să pune, domnule, că e același capitol, domnul Marea? Nu înțelegeți? Dar cum să pune separat că e același capitol? Domnule, dar învățați-o alea că de contabilitate și bine. O să învăț. Păi învățați-o, să vă explici cineva. Da, vă explic. De-aia sunteți consilieri. Veniți să vă documentați. Vă da, venim, dar nu băcați toate. Ce dacă veniți în ședință și cereți o treabă de chestii, din nimic. La fiecare ședință. La fiecare ședință aceeași discuție și aceeași chestie. Dar vă rog, Victor, aici și vă rog. Vă rog că n-am mai venit. Documentați-vă la fiecare ședință când veniți și puneți problema, nu întrebați pe fiecare nimic. Dar de ce să întrebăm? Dar documentează-te, domnule, dacă ești consilier. Păi de ce nu te documentezi? Întrebăm, vreau să spunem. Ai timpul, îi vorbești pe timpul lui. Dar nu vorbesc pe timpul lui. Dacă îi vreau din timpul lui. Dacă din timpul meu sunt mai bine. Omul întrebat, îl lămurește și are bucă. Ovidiu, dar chiar în fiecare ședință. În fiecare, ați votat, ascultați-mă un pic, dați-mi voi, doamna contabilă. Am votat că suntem de acord cu plătirea amenzii. Am fost de acord să plătim trimestrial, semestrial, cum a fost. În fiecare ședință, numai de amendă vorbim. Altceva nu știm să vorbim. Eu n-am votat, păi că n-am fost, dar suntem. Da, haideți să fim serioși o dată, să terminăm cu. Domnule, ați votat, vă arăt procesul verbal prin care ați fost de acord să plătiți amenda. N-am avut motivare de la mine, întrebarea domnului. Da, am avut-o? Și o aveți acum? Păi da, am discutat, da. Păi dacă aveam atunci... Poate nu votam. Da. Domnul Marea, în legătură cu faptul că spuneați că trebuie să se separa, nu are cum, pentru că legea... Păi vă arată, domnule, să-ți explic. Vă arată, da. Deci, eu nu sunt contabil în MSI, dar poți așa o leagă de contabilitate, că prin virtuță... Prin MSI, în 2016, tot MSI. Ok? Ne-am ținut în 2016. Nu, eu nu știu ce s-a făcut. Lăsați-mă să vă explic de ce nu poate să treacă separat. Asta vreau să vă explic eu. Restul nu știu. Deci, sunt conturi bugetare, conturi contabile care se spune clar. În contul ăsta trece aia. Nu poți să treci separat că vrei tu. N-ai cum. Nu-ți permite cei de la trezorerie. Îți dă peste mânuță, practic. Înțelegeți? Conturi de 2017 până la tine. Practic, dacă apare acolo plătit, înseamnă că a plătit. Suntem cu plata înaintea recuperării, suntem cu plata înaintea. Să foarte bine. Noi trebuie să ținem o evidență. Cât am plătit din total și cât am recuperat din total. Să știm cât s-a plătit. Asta vreau să știu. Uitați-vă la hotărârea de execuție bugetară pe ultimul trimestru din 2017. Acolo trebuie să apară că s-a plătit amenda. Dar bineînțeles că a fost și-o și votat. S-a votat și-o și fost. Dacă ce faci? Astea sunt conturile bugetare, domnul Marea, repet încă o dată. Dacă vorba, nu țin cum noi avem domnul președinte, dar documentați-vă noastră. Nu facem noi legea contabilității. Păi cum scrie? Atât am dat pituș, atât am amendat. Cum să scrie, domnule, dacă apoi? Domnul Marea, domnul Marea, rog frumos documente astea dacă ești consilier local. Dar nu ești un om din rând. De-aia e fost ales în rândul ei, consilier local. Să aibă o anumită formă, o anumită rigoare, așa cum se cere. Poate să ceară domnul Marea, toate contabilitate, să-i poate 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 să-
înseamnă în execuție. Separat, să-ți facă. Faceți o propunere și să vă pun la dispoziție. Hai să ne dăm. Bun, președinte, bravo. Sau poate să menționez în procesul verbal la ședința asta. Și menționați, doamna secretară. Nu știu, din... Să ia cu mine toate exact. Ați auzit cineva că a zis că în 2016 a zis că deja am denaturat, doamna consilier. Doamna secretară, am denaturat deja ședința. Deci, da, așa este. Deci, încă o dată vă spun, dacă vreți aceste informații, faceți o cerere scrisă și le o să vină cu mine. Că așa vorbele zboară, da? Da. Sună mai. Bun, supunem la vot execuția bugetară pentru mulțumesc. Cine este pentru? Marții. Deci avem trei voturi. Câți sunt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pentru și 2 abține. Domnul Mareș? Domnul Glană. Diverse. Haideți să vedem, că nu stăm și iar ne apucăm, dacă avem probleme foarte concise, la locul lor. Președinte, discutăm. Da. Stați, ne scriem la cuvânt, fiecare, da. Și discutăm. Nu mai mult de 3 minute. La PSD. Da. M-a scris și pe mine, domnul. Da. Pot începe? S-a terminat în scriere la cuvânt? Nu, nu. Să înscriem așa. Deci primul din grupul parlamentar PSD, domnul Panainti. La PSD mai e cineva, ca să vedem? Domnul Bobov? Nu. Domnul Soare? Eu, domnul Pișpa, am și eu cu bine. Asta sunteți președinte. Grupul PNL? Domnul Bungă, cine mai este la PNL? Domnul Bungă, v-ați spus de acum? Da. Da. Cine, domnul Tilibașa? Bă, trebuie, domnul. Așa? Mai e cineva? Mai e cineva? Da, domnul. Primul. Cine este? Vreau să adresez două sau trei întrebări, domnule primar. Vreau să știu și eu dacă putem începe cu canalizarea la Rădoaia și dacă mai continuăm cu balastrare până la asfalt. Anul ăsta. Dacă puteți începe lucrurile? La canalizare. Dacă este prevăzută sau dacă putem să-i dăm drumul măcar din luna lui august. Pentru satul Rădoaia? Da. Și dacă se mai continuă cu balastrarea drumului, de la Rădoaia spre Caraba acum. Da, pentru canalizare avem prevăzut niște bani în eventualitatea apariției unei surse de finanțare. Sperăm noi tot în acest PNDL 3, dacă se dă drumul, să reactualizăm SF-ul existent și să băgăm la finanțare. Pentru partea de drum județean, am făcut niște intervenții din nou pe la serviciul drum județean, să mai suplimentez cu un volum de 1500 metri cub de balast. Acum nu știu dar să văd, dar... Dar, domnul, mă zăpăciți, nu știu să scriu. Mă zăpăciți, mai cuvânt. Deci, la asta cu lucrările de canalizare, a spus că eu știu, mă răcet lucrările la... Nu, a spus că avem prevăzut. Lucrăm la documentație. Nu lucrăm nici la documentație. Deci nu cheau prin banii până când aveam certitudinea clară că se deschide o sursă de finanțare. Deci aveți prevăzut? Mă tot întreabă ce da, fonduri pentru reactualizarea documentației existente, vederea depunerii pe o sursă de finanțare. Și nu-i vom cheltui până când nu avem certitudinea clară că sursa de finanțare există. Să vă mulțumesc, da? Da, da.
doilea, după evaluarea drumului județienii, s-a expirat cantitatea, s-a expirat, s-a terminat cantitatea de balastru prevăzută, am făcut demersul către serviciul drumului județienii, în vederea suplimentării cu un comisie să fie trecut de balastru. Mulțumesc, domnule. Asta puteți să nu notați, drumul județienii au o regulă, fac două intervenții pe an. Am obligatoriu două intervenții pe an în situații în care nu apar vreo situații de urgență. Eu am încercat cu el, mi se pare destul de bun așa, mai degrabă aș vrea suplimentarea asta pentru perioada de toamnă-iarnă. A fost să cer cum destul de bine cu el. Da, de oricum, voi face demersul tot timpul și dacă va apărea această sursă de finanțare pe vedere 3, va fi depus și drumul în județean 26 de ani. Mai bine ca pe asfalt să circulă oare. Aproape că da. Da, decât pe asfaltul Gura Băi Dublava, mai bine să circulă aici. Mult mai bine. O deterioră. Am avut și noi așa cum o am avut ei. Da. Bine, dar era de la răbăsat. Următorul. Este domnul Blaga. Spune domnul Blaga. Așa. Aș avea și eu niște mai multe chestii, dar să spun doar câteva întrebări. Mergând așa prin stradă, m-am confruntat cu cetățeni și mulți mi-au adus la cunoștință. De atunci nu eram consilier local, vorbesc că s-a întâmplat undeva când s-a făcut lucrarea în 2014, nu știu, canalizare, nu? Așa. Deci, la momentul respectiv, nu știu cum solicita pe parțial, pe bucățele, nu știu cum s-a făcut, pentru că la doamna Drăcăști, doamna Ichim Maria, s-a întrerupt, după care s-a mai preluat de la diaconul Costică, Spavalache. Deci porțiunea o ia cetățeni care vine și se mută la țară acum și domnul Voi, de așa domnul Duț, Dan, e locuitor la satul, plătorul taxei voce. Nu beneficiază de canalizare, vreau să raportez la canalizare, deci dar nu am. Pur și simplu, nu există acea conductă. Deci, întrebarea dumneavoastră este cum se pot raporta unii cetățenii cu la canalizare? Da. Deci, pe o porțiune undeva din, știu, 100 de metri, câte 150 de metri, nu există. Și iar de la domnul Soare, de la toată, până în capul satului, la de acolo. La Mocan. Canalizarea este întreruptă. Deci, canalizarea nu este, da, este întreruptă la domnul Soare. Deci de acolo până în capătul satului, undeva la 200 de metri, 250 de metri, nu este, nu există. Și aici, în centrul satului, iar vorbim, de la doamna Maria Ichin până la domnul de acolo Costică. Pe Costică. Poți să răspund? Da. Da, dar corupt din capul satului, de la de acolo și până la domnul Soare, într-adevăr, nu a fost și nici nu a fost proiectată, pentru că acolo ar fi trebuit să mai fie încă o stație de pompare. Marea majoritate a canalizării Teiuș funcționează gravitațional. Acele întreruperi nu sunt întreruperi. Deci acele întreruperi unde nu există un colector de canalizare, dar nu există 150 de metri, doar eventual 20-30 de metri, exact, între cele canale care nu există, e din cauză că funcționează gravitațional, domnul Blaga. Adică acele cocoașe, să luăm în zi broșat, dacă o luăm de la intersecția de la Dioță Soare la Vale. Da. Da? Sunt câteva cocoașe care ele, canalizarea nu comunică direct la Cristi la Vale, coboară în stația de pompare de la Pântăniță. Da? Deci fiecare unitate de aia are colector de canalizare, colectând apele uzate din zona de sus a Teiușului, pe unitate, ducând o stație de pompare, stația de pompare o pompează și o trimite în intersecții la Costi cu Doamnă, la Pasă Doamnă. Deci nu există lipsă canalizare. Nu este condiționat între două cămine. Lucrul ăsta ieșe la Trăgușani, în zona stațiilor de pompare, de asta s-au folosit stația de pompare pentru că... Deci este întreruptă. Nu este întreruptă. Deci acolo s-a terminat la doamna Maria Ichim. Păi și după s-a preluat de la de acolo în Costică. Păi ce spun? Că de la doamna Ichim se duce către ulița Miaișoare, iar de la celălalt se duce către altă uliță. Am înțeles aspectul. Bun. Cetățenii ăștia nu se racordează. Vor să racordezi pur și simplu în țeavă. Nu există. Nu există. Nu există acea țeavă. Nu există. Dar nu există racordul țeavă. Încă nu se racordează. Încă nu se racordează. Bun. Și tocmai domnul ăla, am înțeles, Pavarache, se duce acolo, tocmai la vecinul lui, de vis-a-vis. 30 de metri, 30 de metri. Unde are restaurantul? Dan Duță sau Voiu? Unde se mai duc? Deci să-și pună țara lor propriu undeva să... Păi da, cum își pun țara lor? Și domnul, iar dacă zicem la Tănascu,
vină cineva, nu? Deci o să te angățesc de ea cum o să facă. Pe bineînțeles, mă. Deci stânga și o să te angățesc de dreapta. Sub-traversăm, cămine de direcție. Da, și eu m-am legat la canzare, am venit din spatele casei, am făcut două devieri și m-am zis că vin din fața casei. Asta e dacă am vrut să mă leg la canzare. Deci răspunsul e ăsta, că dacă vor să racordezi... Da, care vor să racordeze, vin la mine, depun o cerere, le explic ce, cum trebuie procedat. Oricum, domnul Duță și domnul Boi au nevoie de o pompă. Ei sunt mai jos ca drumul. Ai problema lor. Are nevoie de o pompă să ajungă în problema lor. Problema lor. Cum se racordează? Că vor să se racordeze. Se pot racordea. Deci nu există întreruperi. A, că nu există legătură din continuitate dintr-un cămin în altul din cauza că acolo este cocoașă și se preia pe fiecare bară. Da, și încă o întrebare, deci, mergând prin Drăgușani, ați mulți cetățeni, ați început undeva, nu știu unde, ce uriți, că nu le cunosc așa, bine după denumiri, doar una sau două ați petruit, dar așteaptă și următorul cetățeni. Dar n-am petruit niciuna. Nu deci informația este total eronată. Niciuna n-am petruit. Așa mi-am spus. Anul ăsta. Da, nu pe anul ăsta, undeva am trecut prin toamnă, mi-a spus că ați spus ceva. Am pe toamnă, da. Da, dar ați spus numai o uriță sau două, nu știu, persoane, știu eu. Nu, dacă nu spuneți complet, nu vă răspunde. A spus undeva mai exact la doamna care nu, Mariana Țibordăi, dar o rămas cu cunoștință a doua zi și când v-am adus la cunoștință și atunci doamna. Și a doua zi dimineață o dispărut, nu mai era în zonă, era venit pentru strada respectivă, să ajung undeva cu o stradă care nu a văzut balastru niciodată. Din câte am auzit. Nu știu, rog, de cineva ia familie. Tu v-a adus balastru și pare o luat de acolo. Și după aia a doua zi dimineață, deci balastru nu mai existat în zonă. Lasă așa, o dispărut. S-o duc la domnul consilier Tomozei. Ce e cineva? Nici noi băiești. Vezi că mașina care o adus-o nici nu-i cărată, băi. Nu, eu spun cine o duce la ținere. Cine? Cu o patozit? Nu mă nerva. A fost păcat în strada, când îmi punte la drumul, nu poate să-i acolo să fie păcat. Eu vă spun ce mulți cetățenii de Iușa, nu știu. Ia te rog frumos, vine cu oamenii de la social și care-mi, care-mi balastru pe uliță. Te rog frumos, nu se care. Nu mai zice. Eu sunt consilier local, nu sunt asistat social. Eu sunt consilier local. Domnul Blaga, să-i da timpul de... Deja am întrebarea, că doar am înțeles. Deja ați terminat cu Iușa. Deja ați terminat cu Iușa. Îi dau voie să vorbească din timpul meu. Eu i-am plecat la cunoștință, nu v-a agitat degeaba, ci mi-au zis cetățenii satului Drăgușani. Care îți vrei? Eu nu pot să dau nume, dar vine din timpul meu. Aia, ești cunoștință. Deci, la concret. Așa, ulița, că n-am înțeles. Deci nu sunt cetățeni. Așa, că vorbim terminat cu devastatul ulița. Așa. Domnul președinte, a fost de atâtea ori la mine. Am pus balastru pe ulița mea? A fost pus, anul trecut. Anul trecut, da. Anul trecut mi-a adus o mașină de balastru, așa-i. O adus, o lăsat-o acolo. O căram patru căruți pe acolo pe uliță, dar puțin de tot. Și acolo a rămas. Acum trebuie să vorbesc cu vicele și trimea cu oamenii de la social cu căruțele, pentru că nu avem pod la secrete și nu se poate trece nici cu bulbă, nici cu nimic. Trebuie cărat neapărat numai cu căruț. Ați primit și răspuns. Da. Da, pentru că ai răspuns că se termină. Ce vă zic? Ca în care mii pe uriță, trebuie să-i dau din urmă. Dar pe care mii pe uriță, îi dau din urmă. Răspunsul care? Da, după cum știți, banii pentru întreținerea drumurilor comunale sunt foarte puțini. Avem contract deja cu firmă de operare. O mare problemă care avem la Drăgușani este în zona Podrobătă, unde e rupt drumul către uliță Borcea, așa, dacă... Dar ne-a costit și vom lucra acolo cât de curând. În funcție de cum o termina acolo și în funcție de resursele financiare care vor mai fi, vom mai încerca balastări mici pe aici pe acolo. Unde m-am răsurat? Acolo e foarte interesant. Avantajul mare este că... Doamnă Blaga! Da. Vă rog frumos. Avantajul mare că lucrăm pe modernizarea celor două drumuri. Și mă spune de foarte mult cu balastul de... Balastul frumos, de ce balastul de zonă? Da, rămâne mai puțin de balastat. Vezi ce-i treaba dumneitare?
Care ce se duc la? Hai da de gol, băi. Te duci la cortică. Nu, dar tu ce vreau să te întreb, plan asta să vadă la. Domnule, nu cetățenie, care? Domnul Suleiman are o mare influență și așa este, cu poliții, cu la Silvi, picolul, picolul, așa. Și eu nu-ți bază pe lângă. Dar ce să ne fac, dar restul e pe cine? Dar nu discutăm aici din... Dar vine ca pe cine a pus la vecine alăture, alăturați ca și... Vorbiți prea mult. Domnul președinte, dați punctul la cineva. Da, nu, n-ar fi cazul să completați domnul Bahain. Deci sunteți consilier și puteți vădui de la vorbește, vă spui de șentii și... Haideți să vorbim mai serios. Următorul? E doamna secretară? Cine este? Următorul la rând este domnul Pișcu. Pișcu, da. Vreau să spun domnului primar că în afară de ulițele Drăgușan și Teiuș și Schid, vorbim întotdeauna, mai vorbim și pe ulițele de la Parava. Chiar aici aș consemna mai multe lucruri, domnul primar. Parcă facem prea mult pentru satele astea. Nu zic că nu e nevoie și pentru sate, dar hai să facem și pentru Parava. Da, da. Domnul Blaga, vă rog frumos, nu v-am întrerupt. Așa. De avem o uliță la Părintele Sabin acolo, domnul primar. Știu unde cu problemă. Este o problemă cu podul. Nu ar fi mare, deci nu e solicită rectificare, nu știu ce alt pod. S-a rupt marul din, și efectiv cam 2 metri are până trec mașinile. Dar am văzut că s-au cărat niște sârgi acolo, da. Sunt niște bolovani de așa, trebuie puși în groapa, așa, și bătut și cred că zine, acolo sunt 6 familii, sunt oameni serioși, chiar dacă sunt pensionari sau ce sunt. Am și discutat problema balăstării, că dacă o să vin cu mașina de balast acolo, nu o să pot să trec podului nici din cauza virajului. Da. O să procedăm la fel ca anii precedenți, o să basculăm până în pod și o să facem transportul. Sper eu tot cu poliția pădurești care ne va ajuta. Sigur că ajută oamenii. Oamenii sunt din credință și mi-au zis, domnul consilier, nu vreau să mai ajungem să mergem și noi. Vrem să... E o problemă. Într-adevăr nu pot intra chiar așa. Dacă vor să vină cu o mașină mai mare sau cu un tractor să-și aducă niște lemne, e o problemă acolo. Dar din cu acela secret îți poate face ceva? Nu îți poate nici acolo. Dar acolo nu pot să fac nimic, uite. Se găsesc de acum că dacă stau și eu pe ulița aia, gata. Dacă aveți file la poliție și la... Înaltă, vedeți? Vi se cară și vă lasă. Da, aș vrea să trecem mai departe. Haideți, domnul Dilivașa. Înainte de a spune ce am eu de spus, vreau să vă spun, domnule Pișcu, faptul că s-a făcut mai puțin la Teiuș sau în celelalte sate. S-a făcut poate un pic mai mult, dar ideal și ideea este că trebuie făcut mai mult peste tot. Uite, referitor la problemele semnalate la canalizare de la Teiuș, ce a spus domnul Blaga, am fost luni și am făcut o poză la o problemă care există, vedeți domnul primar aici, pe ulița aceea. De ce vreau să vă spun și de ce am fost la fața locului, am fost să văd una și am văzut mai multe. A văzut problema asta, iese din canalizare și curge într-una spre Bureu, spre Izvoare, acolo au fost niște fântâniți iaz și acolo unde a fost un iaz și s-a făcut curățenie în primăvară, sunt o grămadă, nu știu câte căruți sau remorși de gunoaie, pietru și toate cele îmbălării. De ce vă spun și de ce am fost acolo? Nu ca să mă duc să mă afișez, dar un cetățean din Teiuș, un cetățean hotărât de obicei, a spus că el se duce la garda de mediu, îi cheamă să vadă. Și am spus, domnul de drag. Zic, nu faceți asta, că asta înseamnă o amendă. Deci, e o problemă la canalizare care curge și deci, se duce de zboare. Cum îi spune ulița? Pe la domnul Cașa. Neculăiescu, așa. Am rugat persoana să nu facă sesizarea, pentru că să primească amendă în unitatea administrativă, adică noi cu toții și-o plătim, deja avem amendă și mai vin altele. Am spus întâi să anunț în Consiliu, poate merge domnul vice, domnul primar și găsește o soluție, remediază problema și poate strânge și gunoaie de cele. Dacă vine să vadă una și face și gunoaie pe acolo, primim amendă și gunoaie sunt peste tot și de altă ne-am mai lipsit. Asta e o problemă. Poți să răspund? Să spunem, precum și existența unor gunoaie? În zonă, imediat apropiat. E în vata satului, până la urmă, aici. Bine, aici sunt fii nicăieri. Acum sunt firme. Așa. Dacă vreți, mai puși celălalt întrebări, te spuneți la toate, mai bun, referitor la stația de pompare, acea stație de pompare de ceva timp a fost deblanșată de la curentul electric. Am
trecut mai în primăvară pe acolo, m-am sesizat, am sesizat la rândul meu Delgazul, au venit, ne-au cuplat din nou, nu a plecat pompa din cauza că s-a blocat tocătorul ăla, e dat afară, sper că astăzi, mâine, pompa să funcționeze. A făcut poza să vadă din și tablouri, și să înțeleg că n-a lucrat. N-a lucrat pompa, da. Ei, poate să rezolvați, da? Referitor la mai, eu nu le-am sesizat pentrurile astea unde or fi, prin terenurile proprietăți. A fost un iaz, am înțeles și corăsit, dar e plin din gunoaie și dacă pe proprietate unii. Sperăm să nu vină cineva. Iadul părinților mei care am așa, am avut timpul mai înainte. Timpul care am vizit. Și ce dași mai mult. Și acum îl stăpânește Iorița Doamnă. S-a făcut o curățenie acolo, să ducă la capăt curățenie și e de doar să apreși. A fost început într-o primar. Încă o problemă care a ridicat-o, mă iertați, doamna secretară. Domnul Chilibașu a ridicat o problemă cu gunoaia și cu voia. Există două containere care sunt unul lângă altul. Nu mi se pare normal containerul să nu fie pe uliță unde ar trebui, pe ulița prânsului unde este mărar. Trebuie să fie un container. Păi l-a luat un container domnul Hanganu și unul domnul Bardaș. Păi dar nu sunt proprietățile lor. Nu, la Bardaș l-au pus de către fie. Deci trebuie un container pus în intersecție. Mi se pare normal că ar trebui... Păi nu intersecție, că el trebuia să fie pus undeva la Culaia Blanca. Păi nu este niciun container. Dar au fost promisiuni făcute în ședința din februarie. Nu au. Și sunt două containere, unul lângă altul, unul la Hanganu și unul la Bardaș. Deci trebuie luat unul dintre containerul, s-a mai adus un container și dat și pe ulița dâncilor. Sunt și acolo 10 case. Dar pe ulița era. Și pentru pătrânii jos acolo, fie intersecția la doamna, pe ulița era. Păi nu este. Păi nu, duceți să-și vedeți dacă vedeți o doamna. Ar trebui să aveți o persoană desemnată cu implementarea serviciului de stabilizare la nivel de comună, cetățean al comunii, ca să puteți duce la consultarea persoană. Ați primit contactul la nivel de adic și comună, dar de la comună la cetățean trebuie un reprezentant din primărie, din cadrul primăriei, să meargă în teritoriu până la ultima casă și să vadă acolo unde nu există posibilitatea numai cel bani omului, unde se poate face posibilitatea să fie. Am spus, sunt pentru așa ceva din 2009, când v-am semnat la problema. N-am spus că mă renunț la așa ceva. Nu. Dar dacă nu vine mașina la limita proprietății, așa cum spune legea 201, pe cum să mă duc eu să carg noi jumătate de grădu și mai și plătesc tot eu. Și mai ales ceilalți cetățeni care sunt mai vârstă. Trecem la alt subiect. Lungimea totală a modernizării drumului, 109A, care era Teiu, și am înțeles și 109B la Schif, da? E de 5258 de metri, da? 5258 de metri. Cu tot cu Schif e lungimea asta totală? Da, da, cu tot. Da. Pentru că la Teiu și-ar trebui să fie lungimea asta, da. Deci, întrebări... Așa. Cât e la schidat? Aproximativ, un kilometru? Un metru 100 și ceva, un kilometru 100. Așa. Întreabă niște cetățeni, dom'le, dacă s-a spus în proiect asfaltare sat Teiuș, de ce nu s-a asfaltat tot satul Teiuș? Ba, se asfaltează, doamnă. Păi nu, bun, cât răspund. Din bugetul da, răspund și răspund, dar nu știu câta oare același răspund. Dar dacă îl dați în ședință, dacă doriți, răspund. Deci în momentul în care eu am început implementarea acestui proiect, nu a apărut sursa de finanțare PNDL. Da? Și am încercat să-l fac pentru AFIR. Și am respectat ghidul AFIR-ului. Care vine să-mi spune așa, de ce vă asfaltezi tu o localitate cu 100 de case și cu 250 de locuitori și nu faci Răcăciunul care are 10.000 de locuitori? Bun, am dat un exemplu aleatoriu Răcăciunii. Acest drum deservește în afară de acești 200 de locuitori și vreo instituție publică a statului? Și atunci m-a legat de școala Teiuș, chiar dacă nu este funcțională, dar ea pentru că lui Toba mai apare școala Teiuș, m-a legat de biserică. Da? Și atunci biserica, școala, cimitirul, fiind instituții publice, de asta s-a oprit acolo. La Drăgușani m-a legat de aceeași treabă. Continuarea drumului de la kilometru 3 plus 200 la 400 m-a legat de iarăși de existența școlii 3 Drăgușani, de existența bisericii, de existența cimitirului, mai nou și de existența mănăstirii. Da? Ca să pot să fac minimul de punctaj, așa eram la limita punctajului, nu cred că o plângeam pe afir, ca să pot să accesez. În momentul când l-am depus și pe PNDD,
Le-am dus în forma asta. În forma asta, BNDL-ul nu l-a aprobat. Da? Asta este. Bun. Pentru a recupera lucrul ăsta, știți foarte bine că din bugetul local ne-am propus din tot, din ce-o fost din excedent și din ce zic eu că o mai recupera și o mai aduce. Să duceți până aici de asta. Astăzi, dacă sistemul SICAP-ul, că așa s-a transformat SICAP-ul în SICAP, dacă SICAP-ul astăzi funcționează sau mâine, acel tronson de drum de la școala Teiuș și până la Ardea de Căroșca, va fi văzut de toți ofertanții. Și probabil că într-o lună, două, procedura de ediție va fi gata și vom avea un constructor și acolo. Tot anul ăsta. Tot anul ăsta. Cu posibilitatea, că ne avem banii toți, deci așa e dat și anunțul în SEA, cu posibilitatea de a-l agita cu bani cu anul viitor. Adică dintr-un buget multianual. Da, adică asta o să facă și da? Nu se mai plăge. Și eu cred că e destul de bine pentru statul. Păi, și eu zic la fel. Dar v-am spus, răspunsul ăsta l-am dat. De nu știu câte ori, în tot felul de ședință, și publice, și aici, și aici. Eu credeam că nu l-ați mai dat așa, în detaliu, am zis? Ba, în detaliu n-am dat eu. Poate l-au văzut atunci și o să vadă acum. Nu o să vă mai întrebi, atunci... Întrebarea fi, de ce nu s-a făcut asfaltarea întregului drum? Tronson de drum. Dacă se încerca numai Teiuș, eu am stat între Teiuș și am stat zâmbind drum, pentru că au trebuit să merg din poartă în poartă ca să discut cu oamenii despre accesul în curtea lor, pentru că am avut și reclamații, pentru că am avut și felicitări. Eu am stat de vorbă cu toți. Reclamații sunt și vor fi întotdeauna. Asta nu înseamnă că e ceva nu. Deci nu mă plâng de reclamații, dar oamenii au venit. Că de ce e așa, de ce nu e așa, de ce e acolo de șansul triunghiular, de ce nu ești la apartament, de ce nu faci podești, de ce nu faci... Pentru că nu-ți face locurile la fel, e diferit, e mai sus, e mai jos, e mai și scurt. Și am stat de vorbă cu ei. Deci vreau să spun că din poartă în poartă urmează acum să vină și în sectorul următor, din poartă în poartă cu fiecare, cum am putut să-i ajut, discutăm cu constructorul, mai dai, lasă-i loc să-și facă podeți, mai pune un lingur de beton în plus acolo, un acces. Asta înseamnă că ați fost în mijlocul cetățenilor, ceea ce e foarte bine, și pentru dumneavoastră și pentru dumneavoastră. Trecem mai departe. Am înțeles, și referitor la lucrare care s-a făcut de curățenie, am înțeles că să taie din copac și să ia lemnele mai groase și să duc nu știu unde. Cetățenii spun, doamne, dacă e copac... În care copac? Acolo, pe uliță, unde s-a făcut. Noi am discutat problema canalizarea bătrânești la Cluj, Tăiați. Am înțeles că eu lua lemnele cu căruța, cei care au curățat și eu am fost chiar și la a, vedeți, confirmă și domnul Soare. Am înțeles că mai multe locuri. Se întâmplă lucrul ăsta. Spuneți-vă, eu fost pierd la stația din Pompari, ieri sau la de dar n-am văzut tăieri, n-am văzut nici lemn. Nu știu... Toaletarea copacilor s-a făcut și cu lemnii mai groase. Și am înțeles că le-a luat și-a plecat. Mi-a luat adus în scop că i-a întrebat unde duce, iar m-a întrebat și cetățenii și v-a spus că duce la niște bătrâni și la care s-a întrebat în parada. Poate vă provedi lucrul ăsta. Caritatea se face, domnule, la un curat pe toate. Asta trebuie discutat. Da, deci, asta, o, asta, 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 dacă... O face bine, bine, bine. Da, e foarte bine, că da, nu ce da, se face, da. Mai o altă da, problemă, da? Am înțeles că dotarea... Mai rași pe rând. Ok? Mai rași deja ați depășit de zonă. Ce să facem? Ce să facem? Ați depășit timpul. Lăsați, am dat voi în timpul dumneavoastră, domnilor colegi. Ați depășit, că puniți prea multe probleme. Nu, da, haideți să lăsăm de zonă. Poate să fim scurt și mai scurt, așa ca să pot pleca pe lucrarea. Întrebarea e scurt, răspunsul meu. Am înțeles că dotarea cu calculatoarea școlii din Baraba e foarte proastă, foarte, foarte proastă. Și totodată am înțeles că sunt calculatoare care stau degeaba la Rădoaia. Este așa sau nu? Se pot transfera de acolo din coace? Sau, mă rog, nu știu, dați dacă se poate face ceva în sensul ăsta. Dar nu-i întrebați cu noi. Întrebați cu aceeași școli. Păi dumneavoastră în calitate de ordonator principal de credite și... Păi da, și doamna director este ordonator terțial de credite. Discutați dacă poate, dumnealor, doamna directoare, nu știu, da, am spus problema. Problemă, e problemă interioarea dânșilor, dacă știm că au acolo la Rădoaia... Deși nu se duc deși le-am văzut prin tiprav, deși din alea 15 pe care au fost adus la noi la fel, unul i-a luat și a dus la școala Baraba, aia trebuie să știți. Nu am înțeles că e after school acolo, funcționează, merge, nu știu, poate acolo... Nu a funcționat niciodată after school-ul și nici nu va funcționa până când noi nu le permite, din punct de vedere bugetar, să finanțăm. Funcționează din punct de vedere adotării, da? Deci acolo a fost montat, iar mă repet, dar nu știu câte oară, un laborator de calculatoare cu machetă, cu machetă pe jos, cu birouri, birou. Fiecare birou cu scaunel, vă poate spune domnul Buc, că a fost acolo și la predare primirii, cu jocuri, cu nu știu ce aveau pe calculatoare alea acolo.
De ce nu funcționează, nu e problema noastră. Avea soft-uri educaționale, cu videoproiectori, cu cameră video, care nu mai e camera video pe acolo, care videoproiector nu mai are cablu de încărcare, care nu știu ce nu mai are pe acolo, lucruri constatate de afir, nu știu ce măsuri au luat afir. Ideea este că la școala Aparava nu sunt preocupatoare să lucreze copiii. Dincolo sunt și stau pe afară. Interes fie din partea școlii, că din punctul de vedere... Calculatoare în Claraboia, fiind prevăzute pe proiect, nu pot fi mutat. Proiectul mare de cine s-a prevăzut acolo unde copiii sunt dormici? Haideți să spunem asta la școlii. Vă spuneți cum în momentul implementării acelui proiect, pentru a face punctaj, maxim sau, mă rog, punctaj pentru a fi eligibil proiectul, așa. Am încercat să accesez, de fapt, componentele de infrastructură. Când am văzut că nu fac punctajul, am profitat de cele 5 puncte care se primeau pe implementarea unui proiect sau unei componente de proiect pe partea socială. Da? În 2008 am făcut lucrul ăsta. Da. Și discutați la asta într-o ședință că trebuia să facem nu știu ce. S-au făcut. Deci de fiecare dată s-au accesat pe partea socială. În alte 5 puncte se putea accesa pe partea culturală. Da? Deci partea de culturală mi-a aparținut nouă cu acea ziua comunei și dotarea cu boxe, cu stații de sonorizare, cu de proiectori, cu nu știu ce mai avem noi pe acolo. Iar la partea de social, împrăștind proiectul ăsta integrat pe toată suprafața comunei Parava, Rădoaia a fost cea mai dezavantajată. De ce? Pentru că la ei nu puteam să le fac o stație, o sistem de canalizare, pentru că nu au un emisar unde pot deversa. Da? Și atunci canalizarea lor, prin CV-ul actual care îl avem, trebuie să vină din Rădoaia, în Parava sau în Drăgușani. Deci nu am putut să le fac un sistem propriu, cum am făcut la Teiu, sistem propriu de apă. Da? Da? Drumul, era un CV pentru drumul Drăgușani, fiind mai lung, și ne-am dus cu el la Drăgușani. Canalizarea am făcut Parava, Drăgușani și Teiuș. Și atunci trebuia să facem ceva și pentru Rădoaia, că și Rădoaia face parte din comuna Parava. Partea socială la timpul ăla era destul de... probleme. De probleme la Rădoaia. Da? Deci cele mai mari dosare de BMG sunt, cele mai multe dosare de BMG sunt de Rădoaia. Cele mai mari probleme sociale sunt de Rădoaia. Și atunci am zis, hai să ne ducem și la Rădoaia cu ceva din acel proiect integrat. Și ne-am dus cu acest altfel spus. Foarte bine, dar spuneți că n-a ființat nicio oră. Asta e rău. Ba, votare! Asta nu-i prima oară. Votare a fost. Este diferent. Ba, o funcționat de asta, nu mă înțelegeți, că acel laborator instalat cu calculator, cu birou, cu scăunel, pentru fiecare elev putea să meargă acolo, să se joace, să, nu știu, să înveți în calculatoare. Da, și nu știți de ce n-a funcționat. Păi, funcționat pe o perioadă, dar nu știu de ce l-au demontat. Păi, spuneați mai devreme că n-a funcționat. N-a funcționat partea, de ce nu mă înțelege? Deci partea de IP a funcționat. Da. A funcționat partea de pregătit mâncare. Da. Da? Pentru că ei acolo au pit electric, au putoare cu microunde, au frigider, au luat o frigorifică. Aia nu ne-am permis-o. Problema inițială a mea a fost dotarea la Parava. Dacă puteți face ceva în sensul ăsta. Și la Drăgușani am plecat. Dotarea la Parava. Eu din ce știu, la școala Parava există un laborator de calculatoare care este funcțional. Eu știu că se scoate foarte bine. E depășit. Prin proiectul ăsta am încercat. Deci după proiectul PNDL, după ce vom implementa PNDL-ul, am încercat să mă uit cumva pe POR, pe schidul porului, că la, să deschid programul POR pentru finanțare școli și dotare. Nu m-am lăbărit pe prea mult din ghid. Nu știu dacă l-am citit eu mai repede sau mai din... M-am consultat cu un consultant, m-am consultat cu un domn care avizează proiecte la regiunea Nord-Est, și spune că n-ar fi nicio șansă. Mai ales că acum profităm de o finanțare PNDL destul de valoroasă și vom moderniza școala. Eu cred că sunt programe de astea și prin Ministerul Învățământului. Cred că se pot face și operare de studiu. Nu totul să lese doar pe unele primare, că primarul poate să doteze școala, primarul poate să construiască și școala, primarul poate să facă altul tot. Eu am zis că să avem să vedere, pe viitor. Acolo e o problemă. Mulțumesc din sfat, dar v-am spus, vederea deja o aveam înainte, deja am consultat Edupor, deja am consultat un consultant, deja am discutat la regiune. Foarte bine. Deci nu stau cu mine deloc, chiar m-aș... La mea o vorbă, chiar m-aș vrea să mă joc cu un proiect pe port. Cât îmi mai dă... Îți fi timp. Domnul primar. Da. Domn primar, am văzut că ați început o lucrare pe podul uliță Cămin.
cu apă doperi generească un pod. Sus, în Dallas. Da, acolo nu-i prea mâna mea. Domnul vice cu băieții de pe acolo, zice, știi, hai să facem cu bar, că am... Care-i întrebarea? Dar vă, v-am spus că sunt nevoia să consemnați ceva, acum vă spun eu ce faci. A, deci... Bă, nu mă mai întrebuți. Păi nu, mă rezolvăm unde cei, pentru că asociați. O să vă spună ce care-i întrebarea. Da, deci cu băieții de acolo și cu domnul vice au încercat, ei au adus un tub recuperat de pe drumul de la Tăiuș și vor să fac un podez stupat, deși eu nu văd soluția podezului stupat, și nu vă pun, dacă voi faceți podezul stupat la fiecare ploaie, trebuie să stați cu locata și... Vreau să știu dacă știi treaba. Da, știu... Eu cred că dacă știi și ai văzut, cred că nu ești de le-am spus că nu, băieții din Dara spun că nu, așa vrem, că podul de lemn... Deci ideea de e că... Deci, doamna secretară, acolo, deci s-a început să fac oricare un pod. Deci nu ați să solicitați informații cu privire la operația? Da, da, da. Trebuia solicitați informații. Pentru a capta... Doamne ferește de o ploaie. Să vină ploaie, nu domnule. Să vină o ploaie, dar la o viitură mare, cu gura nu prea. Ploaia a început unde? Sau... Pod, uliță, cămin. Cartierul Dallas, cartierul Dallas. Pod, uliță, cămin. Așa e trebuit în domeniul public. Dallas. Înghinimele e cartierul Dallas. Ca să înțeleagă toată. Deci nu e o lucrare finanțată, e o lucrare... Nu, dar... Dacă nu mai tubul ăla și ai făcut pământul în sudă, doamne, vezi o vehiculă, cu un pic groapă aia cu apă și când dușai și la vale... Am văzut... Dacă pui 3-4 tuburi... Ai altceva, ai altceva. Sunt fundă și așa. Dar să fundă și așa. Am făcut eu... Și considerați că ce? Și considerați că nu e o lucrare viabilă, da? E ceva de moment. E, de... Și că o soluție provizorie. Provizorie. Da, dar doar crezi că vii mai rău. O vedea cum o reacționă la viitor. Dar e clar, să umpli ăla cu apă și să nu... Eu am fost curios la ploile astea torențiale, cum lucrează sistemul de colectare a apelor cu vrea din Deiș. Am avut discuții undeva la un șanț între Costel Avăl și Rel Jus. O să fie dezastros. O... Da. Îmi pare rău, nu-i deloc. La fântână, toate astea. Cu mult muncă de convingere au acceptat oameni. Deși acolo a fost șanse dintotdeauna. Canalul ăla, da. Canalul ăla, da. Ieri discutam cu Costel Avere, da, ca să voi, te ești mulțumit de șansul ăsta. Nu, sunt foarte mulțumit. Ați făcut o treabă foarte bună, că și apa din curtea mea și apa din curtea lui Viorel acum nu mai băltește, se duce pe canalul ăla. Dar la cât de tare pluat, n-am văzut pe nimeni să plângă, deci funcționam perfect, nu am auzit pe nimeni să fie afectat de ape. Discutăm de apa, de ploaie torențială, doar de apa colectată de pe carosabil, că nu mă interesează spune apa de pe dealul. De pe dealul e a dealului, a făcutul, că fosește, da, dar pe carosabil nu fosește. Bun. Da. Noi în planul de măsuri la BMC, în perioada asta l-au trecut, curățat, rigoli, carosabile, nu? Nu? Nu mai greze. Da, da, da. Pentru că prea le-am văzut. Drumul Teiușului, punctual, drumul Teiușului, cum cobor pe partea sloată. Nu partea, nu se lucrează, partea sloată. Chiar la vale acolo, că l-au fost făcut cândva. Curățat șanta, acolo când plouă, vine toată apa pe drum, care piatră la vale. Nu prea e unii să-i faci șansă, doar cu bucata... Mă referai la vale, că la domnul studiț la vale. Se poate. La domnul studiitul. Cum ai fost? Se poate. Dar mai fost. Dar mai fost. Cât în capul domnul Andrei acolo, dacă... Păi acolo, ce-a fost lucru. Și mai la viață mai e. Degeaba să faci. Da, asta sunt care e. Aveți la atenție asta, da? Fiindeși aici la drumul Mosuri și acolo s-a colmatat cu mâlul. Să vină. Dar vină paraba, ce zici, pe asfalt, că e uitat ăsta. Asta spunea, da, asta spunea. Am văzut că s-a început... La Drăgușeni, acolo la... A început cositul Doanei și... Îmi spuneam și așa. Dă-ne dracule de câmpuri, fac în sat, în comun. A fost cosit zoana, a plouat, viitora a fundat șanțul, am văzut, i-am venit să le colmateze de acolo. Unii spuneați la Drăgușani. La Drăgușani avem un problem în ce privește proiectul cu alimentarea cu apă. Întârzi reconstrucția, de fapt nu ei, întârzi Somacul o să le aducă cămine la supraversare. Probabil că cum le montează, atunci putem și noi să ne facem treaba să continuăm șanțul lângă ei.
Rău că nu are continuitate acolo, când ajunge la Troiță, la Drăgușani, se duce sub traversarea în partea opusă, oamenii de acolo înfundă imediat podețul și ies în lume. Deși am putat fel și fel de discuții cu ei, sunt nemulțumiți pentru că nu știu când, în ce an, domnul Dige, au pus podețul ăla acolo și apa se dirigează din Osoi către curtea lui Gărdat de Drobătă, de Cuvântat. Da, și altă întrebare, alt aspect. El s-a făcut recetă la sistemul video. Da. Monitorizare video. Bun, funcționează. Sau, cred că s-a rezolvat și cu alimentarea de energie. Sau urmează să rezolvă. Urmează, cred da, că acolo lui, de, da. De asta vreau să da, mă duc mai repede să rezolv și... Cineva avea acces? La? Păi n-am stabilit cine, doamna secretarul, să ia în calcul, să vedem ce spune legea. De asta întrebam și cu băieți dacă suntem obligați să punem panouri cu avertizare că suntem în localitatea supravegheată cu video. Cine trebuie să aibă acces? Deocamdată Marius. Marius o ținut aproape cu ei, Marius o luat cu ei. Până la ședința următoare și doamna secretarul, să hotărâm cine poate să aibă acces la... Vor și polițiștii programul. Poate vreau și noi Putem să vedem și noi consilierii, de exemplu, ce se întâmplă într-un anumit intersecție. Nu, 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 asta, puteți să intrați... Nu e nimic de ascuns. Nu, păi ce să fie de ascuns? Păi tocmai de asta spun. Deci asta vreau să hotărâm aici. Că de-aia și pus camerele astea. Exact. Să supraveghem, să vedem exact. Care au probleme cu furtul de lemne, cu furtul din localitate. Da, să vedem. Deci v-am spus, nu vrem acces la date cu caracter personal, nu... Deocamdată... Remediază și ulița asta a spus de anul trecut aici și doamnă, domnul Mai aduceți în mine, că eu ce să zic, eu am fost full de ocupat, că de asta aveam obligația și datoria să aduc acel dosar de cercetare administrativă, care l-am la avocat și ținut tot timpul aproape la avocatul. N-am reușit să trec la avocat ca să-l aduc. Deci, știu, am promis, îl aduc. Cu firma de consultanță, sau ce? Da, da, da. Firma de consultanță. Firma de avocatură cu care am făcut cercetare administrativă să... Deci la ședința următoare, poate. Da, sper să-l am la ședința următoare, sper să-l uit. Păi am văzut că a început să vină banii de la amendă, dar să vedem în baza ce, documente, dosare, să vedem. Acum, dacă vin unii mai interesează, mă zic, hai să vină. V-am spus și vă mai repet, nu este nimeni vinovat din toată problema asta, nici firma de consultanță, nici acești oameni care au fost în comisie. Deci acești oameni care au fost în comisie, mă refer la domnul Bubov, care era viceprimaș, primator la funcție de vreau să fie președintele comisiei, doamna contabil, nu știu cine mai era, atunci, om la achiziții n-aveam, domnul consilier Popa și domnul consilier Enache. Dar domnul primar, acum am înțeles, a spus că ați avut expert cooptat. Da, am avut expert cooptat. Deci ăla, ăia trebuiau să merge să facă treaba lor, erau experti. Dar aici am văzut din punct de vedere tehnic. Da? Nu, de asta am spus, în motivare am văzut și eu, ăla 15 zile, ăla 30 zile, știți? Da, deci acum asta spunea, că a fost abordată firma asta care a văzut ce lucrare au făcut. Ce lucrare au făcut? Păi, dar... Apropo, nu, 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 nu,
Nu numai firma asta o va licita 5 zile. Păi nu, în caietul de sarcini. În caietul de sarcini spunea 30 de zile, da? Ei, bun, ăștia dacă o vinit cu 15 zile de jos, păi că asta e interesul, să proiecteze de că execuția e de durată. Dar nu fost singura firmă cu 15 zile. Și nu e singur aspect, că erau mai multe motive, mai multe aspecte. Bine, aia am înțeles-o, că funcționa cu el era, că nu până la urmă s-au adus niște bani, să muncească, să și greșește, sunt de acord. Dar să nu fie greșea la făcut intenționat asta. Nu e făcut intenționat asta, pasivul, dacă era cu intenție de multe ori, e subiectul chestii. După multe notificări, săptămâna trecută îmi trimite Otii Romganu că putem face recepția. Am un membru a comisiei care este plecat undeva, ne apare undeva pe 6, cred că, sau 7 iulie, vom face din nou recepție, care cu siguranță nu va trece. Pentru că eu am vorbit cu prin intermediul domnului Vicea Reușe și am vorbit cu domnul Ganea și a domnului, vin un pas să vin să băgăm o leacă de apă în sistem, să vedem, vorbește stația de curare. N-aș vrea ca în ziua recepției să ne uităm toți la stația de curare, să vedem că nu pornește motor sau nu era cazul stației de pompare la Deiuș, stai că e blocat stocătorul. Stația de pompare încerc eu să descurc cu Florin să le explicăm. Dar stația de curare nu ne permite să dă drumul pentru că ea fiind încă garanții, nu am vrea să facem legat, că acolo se spune că noi am... Pentru că uitați ce scrie aici. Autoritatea contractantă a declarat admisibilă o ofertă care nu îndeplinea cerințele minime de calificare și totodată a creat un avantaj ofertat prin 10 euro în Grand Construct, solicitându-i să completeze oferta cu un document care trebuia să fie...